Salutare, sunt Robert și vreau în filmulețul ăsta să-ți explic de ce computerul tău începe să pornească și să meargă mai și să proceseze mai mult când intri pe niște site-uri, de exemplu Facebook, niște servicii Google. E vorba de niște tehnologii pe care le folosește atât Google și Facebook, care au niște avantaje pentru ei și au mutat puterea de procesare de la serverele lor către computerul tău. Și o să-ți explic cum au făcut asta, ca să înțelegi și nu cu chestii foarte tehnice, ca să nu te bag în ceață. Până una alta și până să începem, dă click pe subscribe și pe clopoțel, te anunț eu tu mai pun filmulețe pe aici. Filmulețe interesante, zic eu, care îți vor explica niște chestii pe care le vezi și nu le înțelegi foarte bine. Și eu zic că explic destul de clar ca să poată să înțeleagă toată lumea și să poți să înțelegi tu ce se întâmplă. Bun, hai să vedem ce se întâmplă în cazul tehnologiilor ăstora și de ce atunci când intri pe Facebook începe să-ți pornească computerul și să lucreze la capacitate mai mare. Există două tehnologii care se folosesc în internet. Este o tehnologie care se cheamă server-side și a doua se cheamă client-side. Adică e o tehnologie care rulează pe server și a doua tehnologie care rulează pe computerul clientului. Ca să înțelegeți, PHP, de exemplu, este un limbaj de programare care folosește genul de tehnologie server-side. Adică, în momentul când voi accesați o pagină care este construită în PHP, tu trimiți o cerere către server, serverul procesează cererea respectivă și dă un răspuns, răspunsul care îl returnează în HTML. Cam toate limbajele de programare returnează un răspuns în HTML. Răspunsul respectiv este trimis la computerul tău și aici începe prelucrarea pe computer, adică serverul, browserul tău, va interpreta HTML-ul ăla și va face computerul tău să lucreze. HTML-ul e un limbaj de programare foarte basic și foarte ușor și nu face computerul să lucreze atât de mult, toate sarcinile fiind preluate de server, de partea de PHP de pe server. Da? În condițiile în care sunt foarte mulți utilizatori, așa cum are Google, Facebook, Twitter și toate serviciile astea, procesarea tuturor sarcinilor sau mare parte din sarcini, pentru că în cazul în care se folosește PHP, mare parte din sarcini, v-am dat exemplu PHP, că mai sunt și alte limbaje de programare care folosesc aceeași chestie, dar PHP este unul dintre cele mai cunoscute. Da? Deci, în condițiile în care ai milioane de utilizatori care accesează serverul la pe zi, dacă tu lași mare parte din procesele care se rulează pe serverul respectiv să fie procesate de server, vei avea o încărcare foarte mare de server. Încărcare foarte mare de server înseamnă consum de energie mare, înseamnă servere mai multe, înseamnă căldură mai multă degajată, amprentă de carbon, ce vreți voi. Da? Deci pentru compania respectivă nu e foarte bine. Da? Pentru că îi trebuie putere de procesare din ce în ce mai mare. Și atunci companiile au zis, bă, de ce nu trecem o parte din necesitatea asta de procesare, să o trecem pe computerul clientului. Da? Și aici au apărut așa numitele limbaje care operează pe computerul clientului. JavaScript este un astfel de limbaj. Da? Adică o parte din taskurile pe care serverul ar trebui să le proceseze s-au rescris programele, astfel încât o parte din ele au trecut în zona asta de Java, JavaScript. Da? De ce? Pentru că JavaScript este la fel ca și HTML, este un limbaj de programare care este procesat în server, în client-side, deci pe computerul clientului. Da? Dacă tu reduci din puterea, din necesarul de procesare al serverului de la 95%, te duci la 60%, pentru că 60% din cod este făcut în PHP și 35% este făcut în JavaScript, 30% că 5% este HTML, de exemplu, adică fără HTML nu poate nimeni, de obicei. În zona asta de web, adică totul se duce în zona de HTML. Da? Deci dacă tu duci 30% din puterea de procesare pe computerul clientului, asta face Google, asta face Facebook, asta fac toate site-urile astea mari, înseamnă că o parte din sarcini vor fi luate de computerul clientului. Da? Asta înseamnă că tu consumi, tu ai nevoie de procesare, tu ca și proprietar al site-ului respectiv, al aplicației respective, ai nevoie de putere de procesare mai mică, folosind în schimb puterea de procesare a computerului clientului. Da? Lucrurile merg și mai la extrem în cazul aplicațiilor care sunt în blockchain, de exemplu. De ce? Pentru că blockchain-ul este descentralizat și folosește puterea de procesare a computerului și a device-ului clientului. Da? Deci, practic, nu mai există un server sau există un server, dar care este foarte slab încărcat și serverele, de fapt, sunt asigurate de acei mineri, o parte din serviciile respective sunt asigurate de acei mineri. Deci, practic, aplicația există,
dar nu se mai folosește nimic din puterea de procesare a unui server centralizat, ci este distribuită în rețea. Adică tu, când folosești aplicația aia, de fapt plătești mai mult când folosești o aplicație de tip blockchain decât dacă ai folosi serviciul Google. De ce? Datorită consumului mai mare de energie pe care îl ai, pentru că toată puterea de procesare sau marea majoritate a puterii de procesare se transferă în device-ul tău, în device-urile celor care le folosesc. De asta se încearcă foarte mult să se meargă pe zona asta de tehnologii blockchain, da? Pentru că nu mai ai nevoie de atâta putere de procesare și atâtea investiții în server. Da? Ăsta este motivul pentru care atunci când tu încarci Facebook și intri pe Facebook, o să vezi că computerul tău pleacă și începe să pornească destul de tare. Da? O să-i auzi ventilatoarele pornind, pentru că o parte din procesele care se întâmplă acolo și care nu mai sunt procesate de server, sunt procesate de computerul tău prin tehnologii de genul JavaScript care fac ca acest lucru se întâmple. Da? Ăsta e motivul pentru care computerul tău e mai mult încărcat. Da? Sper că ai înțeles cum funcționează tehnologiile astea. Dă click pe subscribe și pe clopoțel. Te anunț eu tocmai pe informație pe aici. Mulțumesc, la revedere!